Oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Salut! Salut, Mihaela! Elena Bobeico, social media trainer, specialist în promovarea brandurilor online, este astăzi alături de mine. Mulțumesc, Elena, că ai acceptat invitația mea și ești astăzi la Radio Chișinău. Îți mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu mare drag, eu am decis că cu tine pot să vorbesc un subiect, nu că important, dar în primul rând actual, acum, și datorită, cu ajutorul tău mai exact, o să facem așa o claritate pentru cei care încă nu cunosc despre inteligența artificială. Inteligența artificială poate avea un impact direct asupra omului și a modului în care trăiește, lucrează și interacționează cu lumea din jurul său. De aceea eu am decis că astăzi la Radio Chișinău să vorbim despre acest subiect, și anume inteligența artificială în domeniul tău. Da, în marketing. Da, exact. O să începem cu o concretizare, anume ce semnifică domeniul tău, și o să te întreb ce înseamnă de fapt un social media trainer și specialist în promovarea brandurilor online. Deci, în primul rând vorbim despre marketing digital, adică tot ce vedem online, posteri, pagini, banere, imagini și așa mai departe. Un specialist de promovare a brandurilor creează strategia corectă de poziționare a brandului respectiv și tonul vocii, comunicarea și ce ar vrea de fapt brandul să transmită online, valorile, misiunea, viziunea și așa mai departe. Respectiv, un specialist știe exact care ar fi pașii corecți ca produsul, serviciul sau, în genere, alt scop pe care brandul urmărește să fie corect poziționat și comunicat online. Iar un trainer respectiv este persoana care a dus mai multe branduri timp de mai mulți ani. În cazul meu, eu am experiență de peste 6 ani în domeniu și am lucrat, probabil, mă mândreasc cu majoritatea industriilor posibile, începând cu medicină și terminând cu petrol, industria vinicolă, cosmetologie, haine, cred că absolut orice. Și pe baza acestei experiențe, eu am putut să creez niște cursuri, da, informație teoretică și practică, care eu predau la cursuri, evenimente, training-uri și așa mai departe. O experiență frumoasă se pare că ai tu în spate, dar vreau să te întreb, cum te-ai decis să iată anume acest domeniu să fie despre tine, marketing digital, cum te-ai decis să alegi această profesie sau acest domeniu, mai bine zis? Eu am făcut studiile la noi la Chișinău, le-am făcut în economie și în ultimul an trebuia să mă decid unde aș vrea să fac practică și am nimerit într-o companie pe o poziție ca asistent, mai bine zis, a social media managerului de atunci. Și întrebarea care pe mine m-a impresionat la momentul acela a fost dacă mi-mi place să stau pe Instagram. Și evident, eu care mereu am fost pasionată, probabil peste 10 ani am profilul meu, am zis, da, evident, îmi place. Și am zis, perfect, ești persoana potrivită pentru acest rol. Acum vorbim la general, zic un pic de umor. Și atunci am început un pic să lucrez în domeniu, paralel cu studiile, ulterior au urmat studiile de master în marketing și management și am înțeles că într-adevăr este domeniul în care aș vrea să avansez. Da. Spune-mi, care sunt acele top 3 calități pe care neapărat trebuie să le aibă un specialist în marketing? Probabil pe primul loc aș pune abilitatea de multitasking, atunci când duci mai multe proiecte, da, și în primul rând să le prioritizezi corect, pentru că să le reușești, cred că poți, dacă ziua ai mai mult de 24 de ore, dar prioritizarea foarte mult contează. A doua abilitate probabil ar fi flexibilitatea, pentru că un specialist în digital marketing deseori duce și proiecte pe freelance, respectiv aici nu vorbim de grafic de la 9 până la 6, dar flexibilitatea de a răspunde dimineața sau seara sau în weekend sau de sărbători, dacă e cazul. Și a treia abilitate, probabil limbile. Dacă mai mult vorbim de skill, atunci ar fi cunoașterea limbilor. Da. Care sunt sfaturile pe care tu, iată, acum ai putea să le oferi brandurilor care doresc să-și dezvolte prezența online? Ce ar trebui să facă aceste branduri ca să fie mai vizibile? În primul rând, eu cred că ne pornim de la scop, obiectivul principal, pentru că întrebarea de ce este mai importantă decât ce.
De ce postăm decât ce postăm? Pentru că dacă brandul nu are obiectiv, măcar un obiectiv corect setat, atunci comunicarea practic nu are sens pe online. Dar atunci când setăm scopul, este mai ușor să facem toți pașii necesari ca să-l atingem. Fie că sunt vânzările indirecte, fie că este brand awareness-ul, da, atunci când noi ridicăm nivelul de conștientizare a brandului, sau transparența acestuia, sau lansarea acestuia pe piață. Dacă avem scopul bine setat și o strategie ulterior formată pentru acest obiectiv, atunci cred că deja este un start foarte bun. Mm-hmm. Am înțeles. Uite, tu ai menționat de Instagram. Peste 10 ani aveai profilul de Instagram și erai pasionată de această platformă și vorbim despre Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, deci toate platformele care sunt acum foarte populare. Vreau să te întreb cât de importante sunt aceste platforme pentru tine, pentru că unii ar spune că e o pierdere de timp, că nu sunt importante deloc, că acum copiii, adolescenții doar își afectează creierul, vederea și tot așa și nu văd avantajele de fapt a acestor platforme. Iată să vorbim aici despre avantajele platformelor și ce înseamnă de fapt acestea pentru tine. Pentru mine ele contează în primul rând personal, pentru că sunt o persoană destul de activă online, dar și desigur profesional, pentru că eu nu aș putea corect să duc comunicarea brandurilor mele fără ca să fiu la curent cu toate tendințele pe online, pe fiecare platformă respectivă, pentru că ceea ce este în trend pe Instagram poate fi total diferit de ceea ce este în trend pe TikTok sau pe altă platformă. Din dezavantaje, cred că ca și orice domeniu ele sunt, începând cu faptul că avem problema societății, că copiii și adolescenții stau mereu în telefon, însă aici deja e vorba de monitorizare. Dar ce ține de conținut, algoritmul, dacă corect îl urmărim, mai bine zis, dacă algoritmul ne percepe bine, el ne dă contentul exact pe care noi am fi vrut să-l vedem. Adică e greșit să zicem că dacă intrăm pe TikTok, vedem doar aberații sau prostii. Dacă ne uităm la videouri informative, toate informativele vom primi înapoi, pentru că, iarăși, inteligența artificială ne dă recomandările necesare pentru interesele noastre personale. Inclusiv și alte platforme precum Instagram și Facebook, exact pe aceeași mecanică merg. Totuși, anume în domeniul tău, care platformă e mai aproape de tine și te ajută să te dezvolți profesional? TikTok-ul sau Instagram-ul, dacă vorbim de aceste două platforme, că sunt mai populare? Probabil TikTok-ul. Da, acum, pentru că urmăresc mai multe pagini din domeniu, de social media manager, de agenții internaționale, creatori de conținut și conținutul pe care îl livrează este unul probabil chiar și exclusiv, pentru că acești creatori de conținut nu sunt prezenți pe Instagram sau pe YouTube, spre exemplu. Respectiv, da, eu acolo foarte des, inclusiv pentru clienții mei, găsesc soluții creative din conținutul pe care inclusiv eu îl percep. Deci sunt foarte multe avantaje în aceste platforme, dar trebuie să avem, să echilibrăm informația utilă și mai puțin utilă și noi alegem la ceea ce ne uităm. Vorbind despre online, totuși acum mai sunt oameni care subestimează jobul online. Spun că da, ce fac ei acolo, fac bani pentru nimic, toată ziua nu fac nimic și stau doar la laptop. Dacă tu ai avut parte de astfel de subestimări, fraze, stereotipuri, pentru că sunt stereotipuri, de fapt cei care nu lucrează online nu cunosc ce se află în spatele calculatorului și câtă muncă e, ce sfat ai pentru cei care nu înțeleg de fapt ce faceți voi în online și subestimează acest job? Sfat, ce le-ai spune mai exact, nu sfat. Chiar da, mă gândeam ce sfat le-aș da. Le-aș zice să încerci ei. Cred că este ușor de comentat atunci când tu nu știi de fapt ce presupune un job și acum nu vorbim doar de jobul online. Evident că există joburi mult mai grele, dar de judecat... putem anumit, toți. Da, de judecat putem toți. Însă sfatul meu ar fi încercați să vindeți ceva prin stories, să vedeți de fapt că printr-un stories, probabil, nu o să vindeți nimic, fără ca să, corect, să vă educați audiența și să duceți spre acea acțiune finală. E greșit, de fapt, de spus că cei care lucrează online toată ziua stau acasă, se uită la seriale, fac o postare la sfârșit de zi și gata, și încasează salariul. Dar e ceva, cred că, care se educă pe parcurs,
Și din fericire, eu într-adevăr văd o dinamică pozitivă în societate atunci când le zici că ce faci tu, sunt social media manager. Oamenii deja știu profesia. Știu acest domeniu, dar știu ce presupune. Comparativ cu 5, 6, 7 ani în urmă, probabil era ceva foarte nou și abstract. Și inclusiv când te angajai la o companie, social media manager era omul orchestră care face de toate. Face și marketing offline, flyere, și bannere, și organizează evenimente, și cafeaua o servește la oaspeți. Respectiv, da, avem o dinamică pozitivă în acest aspect. Important, eu cred, e să ne adaptăm tehnologiilor și să înțelegem, fie acceptăm și ne adaptăm, fie pur și simplu nu atragem atenția și nu vorbim, nu subestimăm un alt job și lucrul altei persoane. Pentru că am vorbit despre tehnologii și adaptare, o să vorbim despre inteligența artificială, anume în domeniul tău. Cum influențează inteligența artificială, iată, în tot ceea ce ține de marketing și chiar cum s-a schimbat sarcinile tale cu ajutorul inteligenței artificiale? Pentru mine, inteligența artificială este ca un asistent virtual. Cel puțin eu așa percep acest instrument și probabil îl folosesc de un an și un pic. Respectiv, eu când am aflat din start că există un instrument nou, am zis că hai să vedem cu ce se mănâncă, pentru că îmi place mereu să văd aplicații noi, platforme noi și așa mai departe. Și la început, evident, este un pic abstract să înțelegi cum funcționează, care sunt prompturile care îl condiționează acest instrument să-ți ofere conținutul care tu ai nevoie. Însă, pe parcurs, am văzut că optimizează foarte mult volumul de lucru și viteza, în primul rând, pentru că unele chestii care, spre exemplu, nu necesită atât de multă creativitate, dar tu le faci timp de o oră, două, trei sau mai mult, el ți le face în jumătate de minută sau chiar mai rapid. Respectiv, da, eu îl tratez ca un asistent virtual și cu timpul, cred că deja e un pic de umor, dar parcă am început să simt cum mai bine să formulez cu dânsul tonul voci, ca el să mă înțeleagă și să mă perceapă corect, dacă vorbim acum despre ChatGPT, spre exemplu. Da, pentru că sunt platforme diferite, evident. Da, o să ne spui ce platforme mai sunt, iată, care pot înlocui inteligența omului acum și noi o numim inteligența artificială. Dar ca să facem așa o introducere și o generalizare, cum ai defini tu acum inteligența artificială? Unde se află această inteligență de fapt și dacă noi o folosim zi de zi, dar inconștient? Să definim unde se află, probabil este imposibil, căci ea practic se află peste tot, dar noi nu conștientizăm mereu despre acest aspect. Dar daily noi putem asta observa inclusiv în profilul nostru de Netflix, care ne recomandă filme și TV show-uri pe baza intereselor noastre, cum merge recomandarea asta, tot pe baza inteligenței artificiale care îți urmărește comportamentul tău online și îți recomandă pe baza la ce ai căutat anterior. Ce poate ulterior să-ți placă. Inclusiv recomandările, cum și-am spus, online, pe TikTok, pe Reels, pe Facebook, totul este pe baza inteligenței artificiale și mecanismului care stă în spate. Google, inclusiv, atunci când noi căutăm ceva și vedem link-urile care ulterior ne sunt utile. Da, adică practic tot ce ține online este legat de acest aspect. Tu ai spus că cu un an în urmă aproximativ tu ai aflat de această inteligență artificială, dar când a apărut? Dacă știi, nu știu, e un an sau de mai mulți ani, iată, această inteligență artificială există și în Republica Moldova a ajuns cumva mai greu, poate. Există de foarte mulți ani, inclusiv compania care a dezvoltat, dacă vorbim de ChatGPT, compania se numește OpenAI, Open Artificial Intelligence. Acest proiect a fost dezvoltat de mulți ani, pur și simplu public, el a apărut probabil de 2 ani, cam așa. La început era la nivel de test pentru un grup de oameni închis, ulterior a fost valabil publicul și da, Moldova a ajuns un pic mai târziu, dar nu aș spune că decalajul e de ani de zile, de câteva luni. Dar mă bucur că la noi tot mai mulți folosesc acest instrument care într-adevăr le ajută nu doar profesional, dar și personal inclusiv.
Uh-huh. Dar totuși voi ați organizat, tu și echipa ta, ați organizat mai multe evenimente în tot ceea ce ține de inteligența artificială ca să informați publicul ce este de fapt aceasta și la ce ne ajută. Totuși sunt oameni care nu sunt de acord că inteligența artificială ajută omenirea și cumva are mai multe avantaje, dar din contra că au mai multe dezavantaje. Iată care sunt argumentele acelor oameni. Cu siguranță ai auzit și pro și contra și vreau să vorbim și despre oamenii care sunt contra acestui ChatGPT. Ce spun ei? Ce nu le place? De ce? De ce le este frică, mai exact? În primul rând, fiecare opinie este ok. Nu există că este corect sau e greșit. Dar, ca și oricare fenomen nou, inclusiv un instrument atât de puternic, el are și dezavantaje. Riscuri, mai bine zis. Dar din experiența mea am auzit foarte multe fraze de genul că o să-mi iei locul de muncă, ChatGPT, de ce ar trebui să-i dau datele mele că o să le fure și o să le vând la un site sau la altcineva. Am auzit și fraze de tipul că de ce m-aș folosi de un tool care ulterior o să mă posede, o să mă cucerească, mai bine zis, da, dacă vorbim de filmele astea fantastice în care roboții preiau umanitatea. Da, am auzit și ceva de genul. Evident că sunt riscuri. Există chiar și actualmente discuții despre cum să regulamentăm activitatea inteligenței artificiale, pentru că un lucru important când vorbim despre această inteligență este faptul că ea se autoeducă, respectiv ea crește, ca un copilaș care învață lucruri noi și crește tot mai mare și mai inteligent. Și la nivel internațional, chiar asta este o temă destul de populară, la nivel de state, la nivel de legislație, care ar fi punctul culminant până la care se permite să ajungă dezvoltarea acestui instrument, ca ulterior să nu fie probleme mai mari. Din punctul tău de vedere, totuși, inteligența artificială e periculoasă pentru oameni? Actualmente nu. Actualmente e ceva util și chiar aș recomanda, indiferent de profesie și vârstă, să încerci un om să lucreze cu inteligența artificială. Mai bine zis să colaboreze cu inteligența artificială, să vadă ce aspecte ar putea fi ajustate sau schimbate spre ceva mai bun. Așa că, da, actualmente eu nu cred că este periculoasă, însă sunt, mai bine zis, niște problemuțe etice, dacă putem așa să le numim. Și la nivel de ce e corect și ce nu e corect, spre exemplu, cât e de corect eu ca specialist să livrez un text făcut prin ChatGPT sau să-l fac eu personal. Aici apare întrebarea etică. Merit eu acest salariu sau nu? Dacă eu, spre exemplu, absolut totul fac prin ChatGPT, cine din noi doi merită ulterior banii pe care îi încasăm? Vorbim despre licențele studenților, de examene, exact. Și aici e o problemă, pentru că înțeleg că sunt platforme care demonstrează dacă un text este plagiat sau nu, dar la ChatGPT această platformă nu funcționează. Dacă eu scriu un text cu ajutorul ChatGPT-ului, la teza mea de licență nu demonstrează nimeni că a fost scris datorită ChatGPT-ului. Actualmente așa este, chiar și la Princeton, dacă eu nu greșesc, a fost făcut un experiment de către un student anul trecut. El și-a făcut teza de master în 3 zile prin ChatGPT și a prezentat-o, a primit nota maximă și finalul tezei a fost faptul că el recunoaște că întreaga lucrare a fost făcută prin inteligența artificială, iar tema lucrării era puterea inteligenței artificiale. Și el a zis, uitați-vă la cea mai de top, una din top universități de lume, nu ați putut să depistați faptul că draga teză de master a fost făcută prin inteligența artificială. Deci a fost mai mult un experiment personal, dar acest moment a motivat comunitatea de profesori și universități inclusiv să dezvolte o anumită, nici n-aș spune legislație, dar un anumit tool care ar verifica lucrările de tip teze de master și licență, să vadă cât ele sunt de originale.
Și la unele universități deja este acest, da, este înserat acest aspect. Mă gândeam și eu că o să se facă ceva în legătură, da, cu, da, acest aspect, pentru că nu ai cum și foarte mulți, pe foarte mulți o să-i deranjeze acest fapt, că nu scrie elevul, studentul, dar ChatGPT, dar totuși se spune că și ChatGPT-ul trebuie să poți să-l folosești, că exact, nu fiecare poate. Și vreau aici să argumentez această frază, adică eu cred că oricine, cine poate scrie și citi, oricine poate să folosească ChatGPT-ul. Ce se are în vedere prin această frază? Eu susțin această frază pentru că am întâlnit situații în care mi s-a zis, uite, am încercat acest chat, mi-a dat aberații, da? Uh-huh. Inclusiv de la un coleg de breaslă. Există prompturi. Ce este un prompt? Un scenariu care noi dăm inteligenței artificiale ca el să înțeleagă maxim ce tu ai nevoie de, să obții final. Pentru că sfatul meu principal ar fi să discuți cu ChatGPT ca cu un copil micuț. Adică să spui exact ce ai nevoie. Spre exemplu, eu când solicit ceva, eu nu scriu o frază. Eu scriu probabil vreo 5 fraze cu detalii ca ulterior eu să primesc un articol într-adevăr foarte calitativ și bun. Vorbim de un exemplu simplu. Primul prompt ar fi scrie-mi o postare despre vinul Chardonnay. Punct. Al doilea prompt ar fi sunt compania X. Tonul vocii brandul meu este friendly și bold. Mm-hmm. Vreau o postare despre Chardonnay, dar să înceapă cu curiozitate, să conțină un aspect important sau relevant despre Moldova, țara de origine a brandului. Și la final neapărat să îndemnăm utilizatorii să lase un comentariu. Adică uh-huh. deja noi avem un scenariu bine format. Ce face cu acest scenariu? Chatul GPT analizează și îți dă o postare care 80% este foarte ok. Uh-huh. Dar evident este nevoie de specialistul final ca să o umanizeze și să o ajusteze ca să fie exact pe tonul vocii brandului. Ne întoarcem la cât de periculoasă este inteligența artificială pentru om, pentru că eu știu că noi putem să adresăm orice întrebare ChatGPT-ului și tu inclusiv la un eveniment i-ai adresat această întrebare. Da. ChatGPT, tu ești periculos pentru omenire. Care a fost răspunsul și ce ne spune la acest subiect chiar suspectul, să spunem așa? Inclusiv la eveniment, în primul rând mi-a plăcut faptul că dacă tu îl întrebi, inclusiv ChatGPT, care sunt riscurile folosirii inteligenței uh-huh. artificiale, el începe mai întâi cu avantajele, chiar dacă tu nu le cerăți, să-ți arăți că uite, eu de fapt pot asta, asta, asta și ce. Dar atunci când un pic facem scroll și ne uităm la dezavantaje, platforma conștientizează de faptul că creează probleme etice, de legislație, de ulterior lipsa locurilor de muncă uh-huh. online, în primul rând, dar și crearea altor locuri de muncă, pentru că câțiva ani în urmă poziția de social media manager tot era ceva abstract. Uh-huh. Nici nu știm cum poziția de managerul inteligenței artificiale pentru un brand poate să apară în curând pe piața de muncă. Sau testerii, sau multe alte aspecte care ar putea condiționa apariția joburilor noi. Alte riscuri, da, el menționează și faptul că, apropo, un aspect foarte interesant este faptul că tu poți seta nivelul de sarcasm și glumițele care poate să le folosească chatul GPT, respectiv dacă eu lui aș spune o frază că folosește glume, el o să le folosească și în cazul celă despre riscuri, platforma a glumit despre faptul că să nu vă uitați prea mult la filme fantastice, pentru că așa totuși nu va fi. Dar la final a plasat o frază până când. Mm-hmm. Și acest până când ne pune un pic pe gânduri. Da, această glumă care poate să aibă și un mic adevăr. Da, exact. Uite, tu mi-ai spus că ChatGPT în domeniul tău te ajută în primul rând pentru că ai mai mult timp la dispoziție și poți să, într-o zi, să faci mai multe sarcini. Uh-huh. Dar vreau să ne spui câteva exemple concrete. Cu ce sau prin ce mai exact te ajută ChatGPT în domeniul tău? Care sunt sarcinile pe care înainte le făceai tu, dar acum le face ChatGPT? Spre exemplu, editarea textelor o face uh-huh. minunat. Adăugarea diacriticilor, virgulilor, cratimilor în engleză, română, rusă, diferent de limbă. Da, în engleză, în genere, 100 din 100, e foarte ok. Rezumatul textelor le face foarte bine. De asemenea, în genere, tot ce ține de texte le editează,
foarte, foarte ok și eficient. Spre exemplu, am un articol și vreau să fac newsletter, da? Sau o postare. Minunat. Într-o secundă am deja postarea făcută, pentru că deja baza el o are. Da, aceste sarcini eu fac prin el și, într-adevăr, îmi economisește foarte mult timp. Din chestii personale, l-am rugat să-mi planifice călătoria în Barcelona și s-a descurcat de minune. Mi-a recomandat top 10 restaurante, locații. Mi-a scris chiar și cât costă biletele de intrare în anumite expoziții, parcuri și așa mai departe. Chiar și ce poziții din meniu pot să iau în restaurantele respective, dacă eu, spre exemplu, sunt amatoarea fructelor de mare sau altceva. Adică chiar și în aspectul personal, da, într-adevăr îl folosesc și îmi economisește foarte mult timp. Eu știu că, iată, orice căutare pe care noi înainte o făceam pe anumite platforme, Google, acum, de exemplu, dacă ne dorim să căutăm o ofertă bună de a călători, îi scriem ChatGPT-ului și el ne dă cele mai bune oferte care sunt în acest moment pentru a călători în Italia sau în orice, da, ceva de genul, în orice țară. Dar aici este un aspect interesant, faptul că nu mereu ceea ce este la nu ora e actuală, uh-huh, nu este chiar la ora actuală, da? Adică marja de eroare ce ține de totul din 2023-2022 un pic persistă, într-adevăr. Pentru că mi-ai spus sarcinile concrete prin care te ajută ChatGPT, vreau să îmi spui, la apariția lui, ok, a fost, nu știu, emoții de fericire, să spunem așa, că, ca o salvare, că uite, mă va ajuta în jobul meu, dar totuși, nu ți-a fost frică că pur și simplu clienții nu vor mai avea nevoie de tine pentru că jobul tău deja îl poate face ChatGPT și nu tu? Nici pe o secundă, nu mi-a fost frică. De ce? Totuși, care e diferența dintre mâna omului, să spunem, creierul omului, să spunem așa, și ChatGPT? ChatGPT niciodată nu va putea totuși să umanizeze postarea precum o fac oamenii. Vorbim de metafore, vorbim de emoții, vorbim de mesaj ascuns. Da, el, baza, ți-o face foarte bine. Dar editarea finală, anume chestia asta, cum tu percepi brandul, pentru că un specialist bun știe cum își percepe brandurile pe care le duce și tonul vocii și cuvintele și formulările, într-adevăr m-au condiționat să fiu sigură că niciodată, cel puțin jobul cu ce mă ocup eu, nu-l va înlocui. Dar n-am avut dubii sau frică nici pe secundă. Eu am gândit, am o platformă care pot mai repede să lucrez. Da, da, exact. Uite, noi vorbim mai mult despre ChatGPT și am înțeles care sunt funcțiile lui, în special tot ceea ce ține de text. Absolut tot, îi spui sarcina, dar totuși în inteligența artificială sunt mult mai multe platforme pe care probabil unii nu le cunosc, dar ne ajută, nu știu, la crearea unui design, o fotografie, orice. Dacă poți, iată, să ne spui top 3 platforme pe care le cunoști și dar și la ce ne ajută acestea. Sigur, deci tot ce ține de design, fotografie, imagini, Midjourney, primul loc. Este o platformă destul de dificilă pentru, hai să spunem, în primul rând să ne logăm. Are aspectele ei. Nu știu de ce, pentru că ChatGPT este super ușor de utilizat, oricare user simplu în 3 secunde s-a logat și deja are acces către platforma propriu-zisă. La Midjourney este un pic mai complicat, însă este ceva foarte interesant și eu chiar aș recomanda la toți să încerce să lucreze, spre exemplu, designerii, cel puțin, sau cei care sunt pasionați de fotografie. Se zice că Midjourney este noul Pinterest, respectiv noi putem să apelăm, nu să creăm imagini, dar să vedem ce imagini se creează. Spre exemplu, noi putem urmări chiar și trendurile pe online. Când a apărut filmul Barbie și toate brandurile au început să posteze cu Hey Barbie și chestii de genul, dacă intrai pe Midjourney, vedeai că pe prima pagină sunt doar lucrări despre Barbie, pentru că toate brandurile, oamenii, chiar simpli userii, simpli au început să intre și să genereze imagini prin inteligența artificială după acest trend. O altă platformă de divertisment care mie personal foarte mult îmi place se numește character.ai, mai bine zis. Este o platformă în care tu poți să intri, să alegi un personaj virtual și să comunici cu el despre diferite teme în stilul acestui personaj. Despre ce personaje ne vorbim? Regina Elizaveta, Michael Jackson, nu știu, cineva din politică, un cântăreț, Britney Spears, un pictor, poți să vorbești cu Shakespeare. Ok, să vorbești, să comunici în chat. De asemenea, sunt personaje care poți practica o limbă, spaniola, engleză, whatever, oricare altă limbă. Da, este un
pentru divertisment este minunat. Inclusiv poți și să te joci acolo cu un personaj virtual, mm-hmm. să vezi, mulți zic că joaca lor preferată este să testeze până la ce nivel inteligența artificială zice gata. Mm-hmm. Nu mai știu ce să-ți răspund sau ce soluție să-ți ofer. Și se întâmplă asta când ChatGPT pur și simplu obosește? Da, obosește, exact. Eu recent am avut de tradus un document, cred că de, nu știu, 80 de pagini, cam așa, dar în engleză. Și partea importantă era folosirea denumirilor corecte, adică traducerea specifică la anumiți termeni profesionali. Și la început, eu i-am dat lui lista de termeni, el a zis, ok, perfect, l-am înțeles, îmi dădea primele 40 de pagini minunat, cu termeni exact care mie îmi trebuiesc. Cam pe la pagina 60, am început să observ că răsar cuvinte absolut mm-hmm. din alt domeniu. Și eu zic, da, stop, hai să începem tot aceleași termeni, doar că tradumea a doua parte din text. Nu a putut. A început să-mi traducă iar prima parte. Eu cred că aici e vorba de cât de mulți userii concomitent folosesc ChatGPT, pentru că el tot are o anumită capacitate, el nu mm-hmm. este fără limite. Dar se întâmplă când ai nevoie de această platformă în acel moment și pur și simplu nu face nimic, nu îți răspunde? Da, da, se întâmplă. Asta este platformă gratuită. Dacă vorbim mm-hmm. ChatGPT, este varianta gratuită și varianta contracost. Și varianta gratuită stai în rând. Dar contracost? Contracost, da, ai mereu acces. 24 mm-hmm. din 7 și nivelul de prelucrare a datelor și informațiilor care tu îi oferi este mult mai rapid. În ceea ce ține de ChatGPT, dacă vorbim despre text și îi spunem o sarcină, cât de credibil este ChatGPT? Ne spune informația corectă și concretă sau totuși trebuie să verificăm întotdeauna? Totuși trebuie să verificăm. Da, în mare parte informația este corectă, dar uneori el un pic o ia razna uh-huh. și nu analizează sursele corecte, pentru că el tot de pe Google percepe informația. Dar nu totul ce este plasat online este adevăr. Respectiv, da, eu mereu verific dacă vorbim de date statistice, de curiozități, de anumiți factori sau o informație care este super concretă, da, nu sunt metafore, nu sunt poezii, da, e nevoie de verificat. Mm-hmm. Noi am vorbit la general, tu mi-ai spus avantaje, dar și dezavantajele mm-hmm. inteligenței artificiale. Acum vreau să facem așa, ca o concluzie și ca o concretizare, top 3 avantaje, cele mai mari avantaje mm-hmm. a inteligenței artificiale și top 3 cele mai mari dezavantaje. Primul avantaj este economisirea timpului, mm-hmm. personal și profesional inclusiv. Al doilea ar fi învățarea, pentru că este o platformă minunată pentru educație și auto-învățare. Are instantaneu acces la cursuri, speaker, key points-uri și așa mai departe. Și a treia probabil ar fi posibilitatea de a, deci nu știu cum să formulez mai bine, dar probabil flexibilitatea inclusiv, pentru că el îți oferă așa de multe posibilități, inclusiv profesionale, că vrei, nu vrei, ești flexibil să încerci și o metodă nouă și un stil nou de scriere și așa mai departe. Din dezavantaje ar fi, cum ți-am spus, cel etic. Uh-huh. Ești deja vorba de conștiință personală, da. Cât suntem de ok. Ulterior ar fi cel de legislație și probabil al treilea, în cel mai rău scenariu, ar fi când inteligența artificială, într-adevăr, ar fi mult mai puternică decât noi am fi putut să o controlăm. Acum, puterea inteligenței artificiale, care este acum, totuși, crezi că există locuri de muncă concrete care ar putea fi înlocuite de ChatGPT și nu de un om? Da, da. Care ar fi aceste spre locuri exemplu, de muncă? Un copywriter junior, care este abia la început de cale, inteligența artificială liberă înlocuiește, care, dacă copywriterul propriu-zis, nu prea are și el skill-uri necesare ca să ofere un text perfect conform tonul vocii unui brand, da, un copywriter junior liber ar putea fi. Un designer la început de cale la fel. Dar iarăși noi aici vorbim dacă persoana respectivă știe, adică persoana, angajatorul, știe uh-huh. cum să folosească de platformă, da, el poate să înlocuiască. Dacă el nu știe cum să folosească de platformă, atunci nu. Uh-huh. Evident. Și care sunt perspectivele viitoare ale inteligenței artificiale din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere ar fi crearea noilor locuri de muncă, cât mai multe locuri de muncă, pentru că deja în compania mamă a chat-ului GPT sunt angajați peste mii de oameni, probabil zeci de mii de oameni.
toți sunt testeri care ajută platforma să se îmbunătățească. Da, cam asta ar fi. Adică, evident că mai sunt și alte plusuri, că apar tot mai multe platforme. Ulterior, eu cred că pe lângă ChatGPT vor fi și mai multe aplicații, diferite surse care ne-ar ajuta deja pe domenii profesionale, nu doar de marketing vorbim, digital marketing. Eu, știind în ce domeniu ești și ce relație ai cu această inteligență artificială, deja știu răspunsul, dar totuși, crezi că ar trebui să ne fie frică de inteligența artificială și de evoluția ei? Eu cred că nu, dar în același timp nu trebuie să ne bazăm 100% pe ea și să credem că dacă știm să ne folosim de ChatGPT, acesta 100% ne liberează de job sau de alte activități. O folosim, dar nu complet, nu avem încredere complet în ea. Probabil asta ar fi. Sunt de acord cu tine și e important să profităm de aceste posibilități pe care ni le oferă inteligența artificială, pentru că sunt atât avantaje cât și dezavantaje. Da. Îți mulțumesc mult, Elena, pentru discuția de astăzi și pentru informația pe care ne-ai oferit-o, pentru că cu siguranță mulți au auzit despre inteligența artificială, dar nu știau ce presupune aceasta. Poate acum ChatGPT-ul va funcționa încă și mai greu, pentru că mulți vor intra să vadă ce presupune de fapt această platformă. Îți mulțumesc! Mersi, Simi, pentru invitații și pentru discuții. Cu mare drag, cu voi a fost Mihaela și Elena la Radio Chișinău. Cu bine! Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.